O poveste desprinsă parcă dintr-o altă realitate în comuna Izvorul Bârzii, sat Halânga, unde locuitorii se plâng de faptul că la doar 6 km de oraș nu au apă potabilă și canalizare. Viața la doar 6 km de municipiul Drobeta Turnu Severin nu este deloc roz. În localitatea mehedințeană Halânga, locuitorii cer disperați ajutorul autorităților în măsură pentru a putea beneficia de apa potabilă și canalizare. De mai bine de 5 ani de zile, cetățenii din satul Halânga au rămas fără apă, iar autoritățile competente de la nivelul primăriei nu au făcut nimic în acest sens nici până în ziua de azi. Spuneți-ne despre situația dumneavoastră, care este problema? E foarte grea, eu mă chinui, dar nu m-am lăsat ca să stau chiar așa fără apă, să nu mi-aduc apă. De fiecare dată am cumpărat, am... O să înțeleg că nu aveți apă? Nu, da, nu e apă de 5 ani de zile, nu avem. Și ne chinuim, acum am venit și noi în concediu acasă de două săptămâni și chiar să stai așa să nu ai apă. Ieri am adus de acolo de la izvor sau toate bidoanele astea pe care le vedeți. Le-am cumpărat din nou, că am aruncat vreo 3 saci care i-am presat și i-am aruncat la gunoi. Martori avem, domnii care vin cu în fiecare joi cu să ridice gunoiul și asta e situația, e greu, dar lumea nu zice nimic, nu știu cum tace. Probabil nu pot să-mi dau seama. Ce demersuri ați făcut ca să rezolvați problema? Cu cine ați vorbit? Nu am vorbit cu nimeni. Am fost în Drobeta Turnu Severin ca să-mi iau apă, ca să fac o cerere la pompieri, precum să-mi aducă o cisternă cu apă, să-mi iau și o grădină. Și primarul mâine zi a venit la mine și nu i-a convenit că am venit împreună cu vicele ca să mă întrebe că de ce trebuia să fac treaba asta. M-a prins de mână pur și simplu și m-a înjurat și mi-a spus că mă va scoate el de aici din satul ăsta. Oamenilor le este din ce în ce mai greu să trăiască în aceste condiții. O localnică susține faptul că și-a procurat singură apa din râu cu bidoane, a înaintat cerere la ISU Mehedinți, dar și la SECOM, având speranțe că s-ar putea rezolva problema măcar pe moment. Locuitorii au ajuns chiar să-și procure apa din hipermarketuri pentru activitățile de zi cu zi. Uitați-vă cum arată bazinele astea, cumpărate 5 ani, deci stau în zăpadă, în gheață, în vară. Uitați-vă și dumneavoastră în ce hal sunt, eu trebuia să le scăr, sau... Sunt multe! Eu trebuie să merg la ora să închiriez, să fac și un duș, nu? Să mă spăl. Da, în spate acolo am încercat să facem două fântâni, nu s-a putut, am chemat pe cineva din Ilfov. Deci n-am avut nicio șansă, cu toate că... Acum așteptăm pe cineva ca să vină. Deci e groaznic. Mărturisirile oamenilor sunt parcă desprinse dintr-un film în care luminița de la capătul tunelului întârzie să apară. Aceștia susțin că așteaptă cu nerăbdare ploile pentru a-și putea strânge apă în vase și butoaie și pentru a o folosi la activitățile zilnice din gospodărie, dar și la igiena personală. În acest context în care ne aflăm, unde am depășit 15 zile de temperaturi consecutive de 35 de grade, iar seceta este deja instalată, oamenii trag un semnal de alarmă și spun că au nevoie disperată de apă. Nu avem apă deloc aici, stai. De mult timp nu. Și cum vă descurcați? Prin trâiele. Ați încercat să rezolvați problema? A fost fața la primărie și n-a rezolvat nimic. A dat-o în apă și pe mână mai dat. Locuitorii au încercat în repetate rânduri să rezolve singuri problema, făcându-și fântâni în propriile curți, însă fără niciun rezultat nu au dat de apă. Canalizarea lipsește cu desăvârșire, deși oficial satul figurează ca având apă curentă și canalizare. Am furat un puț și aici și în spate, dar nu este apă, nu dăm de apă deloc, nu dăm de apă. Da. Este și piatră, nu știu. Nu am dat de apă. Dar canalizare aveți? Nu avem nici canalizare, cu toate că noi plătim, figurăm cu apă, curentă și canalizare. De unde? Nu. Sunt și cazuri mai fericite acolo unde există fântână în curte, dar chiar și așa apa este puțină și folosită doar în scop menajer. Canalizare nu este, apă la fântână a fost o coloană, fosta coloană veche a IAS-ului. A fost IAS-ul înainte și a fost apă după aceea, după Revoluție, de la termocentrală, a fost apă industrială. S-a închis termocentrala, apa s-a oprit. S-a încercat să se facă ceva pentru această problemă, să se rezolve această problemă. Nu știu nimic, nu știu nimic. Cum vă descurcați? Foarte greu. Apa în fântână sacă. Dacă o folosim decât pentru strictul necesar și atât.
ce s-ar întâmpla dacă ar fi, Doamne ferește, un incendiu? V-ați descurcat cu apa? Nu. Situația devine și mai dificilă în cazul celor care au copii mici, aceștia necesitând o igienă zilnică mai atentă, lipsa apei fiind o reală problemă. Cum vă descurcați? Foarte greu. Trebuie să mergi pe la vecin să ceri apă la care a fântân. Foarte greu. Aveți copil mic. Normal. Stau copilul nebea de o săptămână de zile. Dacă nu e apă, dăm pensii de handicap. Cetățenii susțin că au încercat să comunice cu autoritățile competente de la nivelul primăriei, însă fără niciun rezultat. Această situație persistă de ani de zile, iar cei aflați la conducerea comunei nu au luat nicio măsură.